Un nou studiu a analizat dacă, de fapt, consumul de cafea sau ceai poate reduce riscul de apariția demenței, iar concluziile ajută la explicarea unor rezultate neclare din trecut. Cercetătorii au descoperit că unii consumatori de cafea sau ceai își reduc riscul de demență. Dar studiul lor observațional a constatat că beneficiul era mai probabil pentru persoanele cu hipertensiune arterială, care beau un anumit număr de cești pe zi. De asemenea, tipul de cafea pe care îl consumau părea să conteze. Rezultatele provin din datele de sănătate a peste 450.000 de participanți care au fost urmăriți în medie timp de 15 ani. Aproximativ jumătate au fost diagnosticați cu hipertensiune arterială. Băutorii de cafea cu hipertensiune arterială, care au declarat că au consumat între o jumătate și o ceașcă pe zi, au prezentat cel mai scăzut risc de a dezvolta orice formă de demență, în comparație cu cei cu cel mai mare risc, care au băut 6 sau mai multe cești pe zi. În același timp, băutorii de ceai cu hipertensiune arterială, care consumau între 4 și 5 cești pe zi, prezentau cel mai scăzut risc de a dezvolta demență din orice cauză, în comparație cu cei cu cel mai mare risc, care nu consumau deloc ceai. Cercetarea se bazează doar pe o corelație, astfel încât sunt necesare mai multe studii pentru a cerceta efectele potențiale ale cafelei sau ceaiului asupra creierului, fie ele bune sau rele. Cu toate acestea, rezultatele recente ajută la clarificarea unor constatări contradictorii din studiile observaționale anterioare, care nu țineau cont de tipul de cafea sau ceai consumat. Cafeaua măcinată, spre deosebire de cafeaua decofeinizată, de exemplu, a fost asociată cu cel mai mic risc de demență din toate cauzele.